Un român din Italia le-a cerut polițiștilor să-l aresteze pentru că nu-și mai suporta iubita. Dorința sa i-a fost împlinită pe loc. Totul a început atunci când Valentin, un român în vârstă de 49 de ani, a cunoscut online o româncă rezidentă în orașul italian Toscana. Bărbatul s-a mutat dintr-un sat din România în casa partenerei sale cunoscute pe internet, în speranța că va scăpa de un mandat de arestare împotriva sa pentru infracțiuni comise în țara natală, informează știrdiaspora.ro. După ce a cunoscut-o pe româncă pe internet și au conversat timp de un an de zile, bărbatul a decis să se mute la domiciliul proaspetei sale partenere, într-un oraș industrial din regiunea italiană. Din cauza faptului că avea un mandat european de arestare pe numele său, românul a fost arestat imediat ce a pus piciorul în Pontedera, unde era așteptat de carabinieri. În așteptarea extrădării înapoi în România, românul a indicat locuința iubitei sale virtuale ca locul unde va respecta perioada de arestare preventiv la domiciliu. Relația amoroasă din online nu s-a dovedit a fi la fel de roz și în viața reală. Cei doi s-au certat constant, aruncându-și acuzații reciproce. După ultima ceartă, Valentin a plecat din apartamentul iubitei sale, știind că va comite o infracțiune. După câteva sute de metri, a ajuns în Via Loti, unde se află sediul carabinierilor din Pondera. Cum i-a văzut polițiștii, Valentin a ales răul mai mic și s-a predat. "Am certat din nou cu iubita mea, nu mai suport, arestați-mă, vă rog." Dorința sa i-a fost împlinită pe loc, conform aceleia surse. După ce și-a petrecut noaptea în arest, Valentin s-a prezentat marți 29 martie în instanță. Judecătorul a validat arestarea românului și a dispus ca bărbatul să fie pus din nou în arest la domiciliu, în așteptarea procesului stabilit în aproximativ o lună de zile.